această zi să rămână o frumoasă și puternică amintire. În semn de bun venit, aș dori să-i aplaudați. Este un moment de mare sărbătoare pentru Comuna Vadu Pașii. În urmă, cu 2 ani, inauguram la debutul anului școlar una dintre cele mai frumoase unități de învățământ din Buzău, în apropiere școala gimnazială Vadu Pașii. Iată că acum s-a mai adăugat această grădiniță impulătoare, modernă, dotată la standarde europene, grădiniță care și-a propus să ofere copiilor un cadru nou de învățare și educare prin asigurarea unor condiții deosebite de educație care să permită dezvoltarea fiecărui copil, ținând cont de ritmul propriu. Persoanele care au făcut evaluarea externă a acestei instituții, se numește de la ARACID, au afirmat că asemenea grădiniță ar trebui scanată și plantată, să spunem așa, și în alte localități din țară. Deci este ceva mai rar întâlnit. Nu vreau să o descriu interiorul, vă las pe dumneavoastră să o descoperiți când veți pătrunde interiorul, doamne de educatoare. Nu mai vorbim, dacă privim în jur, tot în această primăvară a fost finalizată construcția sălii de sport. Deja toți copiii de la centru primar și gimnazial au beneficiat de câteva ore de sport de când s-a deschis. Cum oare să nu ne mândrim? Dar pentru asemenea momente, pentru asemenea realizări, mulțumim și de această dată implicării Consiliului Primar, Consiliul Local, inclusiv domnului primar, în special domnului primar, care iată și de data aceasta a înțeles că investim în educație, investim în viitor. Da, merită să aplaudăm. Revenim la emoții. A să fie o colaborare bună între părinți, cadrele didactice și personalul auxiliar pentru buna desfășurare a orilor repetitoare la grădinița cu program prelungit, acolo unde or să apară probleme de comun acord, sperând să găsim soluții și să le rezolvăm în ideea de a pregăti copiii cât mai bine pentru viitor, după cum știți și dumneavoastră. Învățătura și pregătirea lor este esențială pentru pregătirea pentru viață, în general, mai ales din punct de vedere profesional. Mulțumesc! Danul Amelie, cu Radu, Emma Maria, cu Nic, Andrei Nicolas, Dana, Ana Maria, Maria, Rosana, Marisa, Andreea, Terciu, Iarina, Trentea, Ana Maria, Sofia, Bucurube, Sara Maria, stai, mami, stai, Stoica, David, Gabriel, Vasile, Alin, Marian, Zăbavă, Andrei, David, Ionesc, Patrick, Eduard, Marat, Evelin și Paduano, Florent. Nu numai grădinița, s-a implicat și în drumuri, în infrastructură, să zic așa. Puteam merge pe corp și el foarte atent. Este primul masaj, primul nostru gospodar și zic, rămână să ne arde și să ai puteri tărie și forță de muncă și Te-ai cântat, De asta aveai curaj, mă, te-ai luat așa să...